de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Mi s-a făcut așa, zice, fii băi, ești atent la emisiune, că zice, deja au început. Probabil că atmosfera care este și afară și în jur aici, pe unde suntem noi situați la piață, mă face să fiu un pic mai puțin atent. V-ați obișnuit deja la 8.30, cafeaua de dimineață, practic am intrat din nou într-o campanie electorală. Și ați văzut zilele trecute, au fost membrii diverselor partide. Astăzi suntem împreună cu vârful de lance de la Camera Deputaților al Partidului Național Liberal, domnul deputat Mugur Cosmanciuc, poziția 1 pe liste și președintele filialei Neamț a Partidului. Bună dimineața, bine ați venit în emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața dumneavoastră și celor care vă urmăresc. Să avem o zi frumoasă, chiar dacă e puțin înnorat afară. Să avem o zi frumoasă și să putem discuta despre lucruri importante. De exemplu, domnul deputat, îmi aduc aminte că imediat după ce a început campania electorală la parlamentare, s-a încheiat practic cea de la locale, spuneați cam așa, ca să încerc să citesc. Nemțeni, lupta pentru județul nostru nu s-a încheiat. Da, parcă așa ceva. La alegerile din 6 decembrie se decide soarta viitorului județului pentru următorii, cel puțin pentru următorii 4 ani. Detaliem? Detaliem, dacă vreți. Vă rog. Dar detaliați dumneavoastră sau eu? Vă rog, eu sunt aici ca să vă ascult și să vă întrerup când nu-mi convine ceva. Sau am crezut că să mă întrerupeți când vă convine că vorbesc prea mult. Vă rog frumos. Da. Anul acesta, faptul că cele două campanii de la alegerile locale și alegerile parlamentare au fost imediat una după cealaltă, a generat practic o idee care poate să ne determine să facem afirmația că această idee de luptă pentru câștigarea județului nu s-a terminat. Când vorbim despre câștigarea județului, trebuie să vorbim sau să înțelegem că vorbim despre ideea de a avea un județ dezvoltat. Am spus-o și în campania de la alegeri locale și ați spus-o și dumneavoastră și foarte mulți din cei care vă citesc sunt de acord sau din mediul de afaceri la fel sunt de acord că în momentul de față județul Neamț are nevoie de investiții majore pentru a crește nivelul de trai. Am spus și o repet pe scurt acum, avem un grad scăzut la absorpția fondurilor europene. Avem unul din cele mai mici salarii medii pe economie, pe cap de locuitor din țară. Lucrurile acestea, ca să putem vorbi că le vom crește, trebuie să fie rezolvate într-o manieră care să aibă parte de o strategie de dezvoltare durabilă. 4 ani de zile, după alegerile parlamentare, va fi o majoritate parlamentară care va forma un guvern. Eu, cu toată răspunderea și în același timp, cu respect, nu într-o formă de epatare sau aroganță, spun că Partidul Național Liberal va fi vârf de lance, ca să folosesc un termen de al dumneavoastră, în viitorul guvern. Va fi cel care va conduce țara. Spunând lucrurile acestea, vreau să fie clar înțeles că și la nivelul județului Neamț, cu tot ce înseamnă aleși locali, indiferent de culoare, trebuie să se ajungă la o gândire, care să atragă aici investitori mari, care să genereze aici o dezvoltare. Tot ce a însemnat până acum promisiuni, că au fost de la PNL, că au fost de la alte formațiuni politice, trebuie materializate. Ca să putem vorbi de investitori și investiție, însă primii pași care trebuie să-i facem în construcția unei strategii este să ne axăm pe dezvoltarea infrastructurii. Că vorbim de infrastructură rutieră sau feroviară, că fluvială și aeriană nu e cazul. Dar vorbind de lucrurile acestea, practic, vreau să spun foarte clar că și în județul Neamț trebuie să avem, pe lângă o competiție politică și o competiție economică între agenții economici de aici, dar și între agenții economici de aici și cu ceilalți din celelalte județe de la nivel național. Vă întrerup o secundă.
Ce competiție pot face eu ca agent economic, de exemplu, din domeniul, să spunem, mobilei, da? Dacă eu trebuie să pun din start în costuri un cost enorm pentru transport. Pentru că nu pot să fac transportul în mod normal, nu beneficiez de căi de transport și atunci trebuie să ies să mă duc să ocolez pe nu știu unde ca să ajung cu marfa spre vest. Exact acest lucru vreau să subliniez și eu și l-ați subliniat și dumneavoastră. Pentru a le oferi posibilitatea unei competiții reale și celor din neamț, dar și celor din Moldova, pentru a fi facili la export, trebuie să aibă culoare de transport. De aceea am spus și o spun și acum că lupta pentru acest județ nu s-a terminat și nu se va termina nici în momentul în care vom avea un culoar de autostradă sau un drum expres. Dar de aici trebuie să începem. Fusesem săptămâna trecută la Ministrul Fondurilor Europene și a zis că pot fi accesate fonduri europene și ne vom preocupa de acest lucru. A fost și domnul Carabela în calitate de primar al municipiului Piatra Neamț pentru ceea ce înseamnă variantă ocolitoare a municipiului Piatra Neamț, dar și pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere care să conecteze Piatra Neamț cu Bacău, Piatra Neamț cu Roma și Piatra Neamț cu Târgu Neamț. Despre aceste lucruri știți că am vorbit în campania de la alegeri locale și nu e vorba că vorbesc eu sau dumneavoastră. Sunt necesități pe care trebuie să le rezolvăm. Dacă vom intra într-o logică în care cei care se facă administrație să facă cu adevărat administrație și să fie urmăriți de un gând simplu, cu bună credință, să acceseze fonduri europene, pentru că sunt fonduri europene pentru aceste obiective pe care le-am menționat, după cum fonduri europene sunt și pentru varianta ocolitoare a municipiului Roman sau a orașului Târgu Neamț. Dacă intrăm într-o astfel de logică, atunci putem vorbi că ne luptăm pentru județ, nu în interiorul nostru, noi între noi. Și atunci vom oferi celor care fac producție aici, pentru că sunt câțiva agenți economici mari. Am spus elegant și o spun și acum la fel de elegant. Ei sunt în top 3, top 5 la nivel național, fiecare în domeniul lor de activitate. Că vorbim de mobilă, cum ați spus dumneavoastră, că poate vorbim de industrie cei care fac chimică, de fire și fibre. Industrie chimică, fire, fibre. Cei care poate sunt producători de tâmplărie, de aluminiu, de lemn triplu stratificat, vopseluri. De vopseluri. Fiecare dintre ei sunt branduri create pe munca lor, pe activitatea lor și care trebuie susținuți prin ceea ce am spus acum. Adică statul, cu rol minimal, să ofere mediului privat posibilitățile de a se dezvolta. Vedeți, înainte de misiune, vorbeam despre ceea ce înseamnă piață. E o măsură pe care mulți au contestat-o. Poate pe bună dreptate, sau poate nu a fost suficient de bineînțeleasă. Un singur lucru care însă trebuie să îl înțelegem. De fapt, Partidul Național Liberal, în acest subiect, nu este împotriva românilor, nu este împotriva producătorilor autohtoni, ci dimpotrivă îi susține. Doar că trebuie să înțelegem că și formele de manifestare în vânzare trebuie să fie la nivel de civilizație cum ne-l dorim. Adică acele imagini pe care le-am văzut pe la unii din adversarii politici care promovau o doamnă, o femeie în vârstă, muncită, umilită. Nu sunt imagini care să facă cinste nici județului Neamț, nici țării. Că e o imagine generică care a fost promovată la nivel național, e o altă poveste. Dar dacă vom trăi în ideea de a ține oamenii în astfel de forme de dezvoltare, înseamnă că nu ne-am înțeles rolul de stat. Statul, cum este în cazul pieților, trebuie să fie cel care pune la dispoziția mediului privat posibilitatea de a se organiza și a construi o piață privată în care cei care vând să aibă condiții decente, cei care cumpără la fel condiții decente, cu un sistem care să asigure sănătate, că vorbim acum în această pandemie de condiții necesare de a ne asigura securitatea sanitară, și în care statul încasează lunar, anual, o redevență. Formele, care unele dintre ele sunt încă acum, sunt forme în care, de fapt, există și multă, nu știu dacă să spun cuvântul mafie, dar multă economie subterană. Dați-mi voie să vă spun eu, domnule care deputat. Care nu ajută nici statul, nici producătorul și nici consumatorul sau beneficiarul. Domnule deputat, eu vorbesc despre Piatra Neamț, unde știu mai bine lucrurile. Deci, tot aveți primăria Piatra Neamț acum la... Este în portofoliu sau ca și culoare politică. Ca și culoare politică.
Și un moment propice acum în care se poate face curățenie, apropo, pe această idee a statului minimal care intervine cât mai puțin. Avem 5-6 societăți, că nimeni nu mai știe câte sunt, care sunt în insolvență, care funcționează, care nu funcționează, pentru că, nota bene, spun eu aici, poate ar trebui consilierii locali să ofere raporturile pe care le fac în urma poziției pe care o aveau în adunarea generală a acționarilor. Foarte bine am spus. Că aceste adunări au funcționat. Da, foarte bine am spus. Și aveți oameni care au fost acolo și nu numai dumneavoastră, toți ar trebui să dea seama. Doi, luând problema pieței, eu vă spun așa, mi se pare absolut inadmisibil, absolut inadmisibil, ca primarul municipiului Piatra Neamț să nu fie informat de către cei care administrează piața, sau poate să fie informat greșit, voit sau nevoit, nu știu, dar poate cineva ar trebui să analizeze lucrul ăsta, despre posibilitatea ca piața să funcționeze în continuare, cu regulile care se puteau face și cu mici modificări. Este inadmisibil acest lucru. Administrația piețelor, numită în general așa, dar sub egida urban, trebuia ea să vină cu propuneri și să-l informeze pe primar, care, să o spunem clar, are câteva săptămâni de când a ajuns acolo, este potopit de hârtii, voit sau nevoit, decât din partea funcționarilor zeloși sau nezeloși sau zeloși cu un anumit scop să-l ocupe pe primar. Și toate lucrurile astea trebuie lămurite. Eu aștept cu nerăbdare un raport care să vină din zona fiecarei societăți, să vedem ce și-au propus ei pentru anul viitor. Și apropo, să vedem dacă Urbanul va tăia și la anul iarbă în orașul Piatra Neamț. Eu nu spun că taie iarbă la căi. Eu spun că taie iarbă și că iarba asta pe care o taie Urbanul în Piatra Neamț îi aduce venituri cât să supraviețuiască, să susțină și alte lucruri. Ați auzit, acum vă întreb pe dumneavoastră, dacă am depășit cadrul emisiunii, ați auzit ca Urbanul să ne anunțe ceva despre măsuri la celelalte piețe din oraș, la celelalte piețe din oraș, pe care tot ea le administrează? Eu n-am auzit. Ați auzit ca Urbanul să propună primăriei înființarea, așa cum s-a recomandat, de piețe, micropiețe în anumite zone ale orașului, că producătorii e greu să ducă ei să organizeze. Ia organizează-i tu cadru, le încasezi și niște bănuți sau nu le încasezi dacă primăria nu vrea și vrea să ajute populația să facă lucrurile astea. Atâta timp cât aceste societăți ale primăriei sunt anchilozate la nivel de management, degeaba. Poate să stea 7 primari, 18 viceprimari, 7 city manageri acolo, că tot ce vor ei vor face. Și dacă mai e și protejat de o insolvență nesimțită care stă de atâta timp acolo, ai nicio problemă. Trai nineacă pe banii comunității. Că babaca nu știm dacă mai se implică sau nu. Să știți că... Mă scuzați. Nu, dar față de ceea ce ați spus dumneavoastră, principial, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Ceea ce vreau să spun, doar ca și completare, este că îi dau încredere totală domnului Andrei Carabelea, în calitate de primar, că are dorința ca lucrurile acestea să se schimbe. Încredere totală că are dorința. Sper și îl voi ajuta să aibă și puterea să le schimbe. Adică aș vrea ca Andrei Carabelea să aibă modele de primari precum Ilie Bolojan sau de oameni de administrație care au arătat că s-a putut face într-o comunitate mai mare, cu poate mai multe probleme, că s-au putut face lucruri importante. Și cred că Andrei își dorește aceste lucruri și am convingerea că domnul primar Carabelea le va implementa. Cred în același timp că sunt foarte multe, nu știu dacă piedici, dar foarte multe legături, încrengături, despre care dumneavoastră ați menționat principial, nu neapărat nominal. Dar aceste lucruri trebuie să se oprească. Eu, când spun că cred într-un stat minimal, eu cred în lucrul acesta, indiferent de cine este nominal în fruntea unui municipiu, a unui județ. Pentru că, domnul Bălănescu, e ca și în cazul mass media.
dacă ar fi un oficios al primăriei sau al unui consiliu județean, un ziar, clar acel ziar sau acea redacție nu va fi construită pe principii economice, ci nu, va fi construită pe ideea că noi primim salarii bune, trebuie să facem comunicare pentru cine ne dictează. Nu. Rolul presei este să asigure echilibru. În cazul de față, rolul presei este să sancționeze toate aceste probleme, indiferent de cine este în fruntea lor, doar cu o analiză corectă. Pentru că, da, ce ați spus, o societate, dacă este să fie societate, chiar primărie sau privată, trebuie să vină în întâmpinarea, trebuie să vină în întâmpinarea economiei de piață. Sau exact. A pieței, când spun piețe, nu mă refer la locul de desfacere. Piața în general. A consumului, da. Noi, toți, și eu și dumneavoastră, ne dorim să avem un cadru corect, legal, civilizat, curat, din care să ne putem cumpăra de la producători, sau dacă sunt intermediari, nu mă interesează, la un preț bun, dar să ne putem cumpăra produse în condiții igienice. Sunt în lumea asta astfel de cadre. Povestea că decizia aceasta este luată pentru supermarket este o poveste greșită. Că poate lucrurile acestea avantajează aparent niște supermarket, iarăși este greșit. Eu nu cred că cei care vând în toată țara în piețe, de fapt, au luat piața sau luau din consumul de la supermarket. Pot să vă spun ceva? Dar o secundă. Vă rog. Pentru că cei care cumpără de la supermarket cumpărau oricum, cei care cumpărau din piață își găsesc soluțiile oricum. Dar sunt adeptul ideii că producătorii autohtoni trebuie susținuți și ajutați, iar guvernul PNL a făcut și va face acest lucru. Sunt adeptul ideii că trebuie să existe un cadru de dezvoltare a relațiilor comerciale între producători și consumatori care să însemne generic acele piețe agroalimentare. Și asta trebuie să fie în forme de dezvoltare cu condiții sanitare, igienice, corecte, cum sunt în lumea aceasta și cum sunt și la noi în țară. Și cred că se poate și în județul Neamț. Domnul deputat, teoretic, într-o piață ar trebui să existe și niște oameni. Așa e legislația. Trebuie de am producători, le asigur atâtea spații pentru producători, atâtea sunt comercianți. La Piatra Neamț, majoritatea sunt comercianți, vorbesc de legume, fructe. Dacă vă duceți și vedeți ce legume, fructe se vând, o să observați cu stupoare că sunt aceleași legume, fructe pe care le găsești la Kaufland, la Carrefour sau în altă parte, de multe ori cu un preț un pic mai mare, pentru că ele sunt achiziționate de la Carrefour, de la Kaufland sau din altă parte. Aici este marea problemă în piață și producătorii ăia mici sunt puși să vândă pe tarabele de afară. Pentru că, vezi, doamne, înăuntru se încasează niște chirii. Spunea aici un fost primar de Piatra Neamț că, domne, societățile astea n-ar trebui ale primăriei, n-ar trebui să facă profit, ele ar trebui să creeze cadrul necesar pentru ca oamenii să vândă și să nu urmărim cu orice preț profitul. De acord cu el. Era din perioada comunistă? Da, deci nu discutăm. Și problema este alta. Dacă legea spune că în piață ar trebui să fie producători locali pe zona de legume, fructe, hai să le facem la ceilalți gen marketuri, undeva spații, nu să-i punem în piață, în mijlocul ăla. Să le facem marketuri, cum am făcut la carne, cum am făcut în altă parte. Hai să folosim rațional lucrurile astea și să încurajăm producătorii. Este foarte... A trebuit să facem scandal ca să spunem să nu se mai vândă marfa pe jos. Vezi, doamne, de două zile nu s-a mai vândut marfa pe jos. Probabil că astăzi va începe din nou. Întrebare retorică pentru... Nu mai zic de domnul primar, spun de domnii de la Urban. De ce, dacă sunt arabe goale, sunt investitori privați, mă rog, care vând pe propriile lor tarabe în piață? Întrebare. De ce își mută tarabele unde vor ei și după aceea negociază cu administrația pieței cât plătesc și unde plătesc? Asta este o altă problemă. Da, ne întoarcem. O reformă în cadrul societăților care sunt în subordinea sau în coordonarea Consiliului Local Piatra Neamț trebuie să existe. O reformă
făcută transparent și pe principii economice, va ajuta dezvoltarea durabilă a municipiului. Municipiul Piatra Neamț trebuie să redevină ceea ce a fost odată. Adică o oază, că era denumită Perla Moldovei, dar o oază de liniște, verdeață, curățenie, care atrăgea turiști cu spații de recreere adevărate. Lucrurile acestea trebuie să le facă și le va face domnul primar Carabelea. Va trebui să aibă suportul Consiliului Local și al nostru, al tuturor, indiferent de culoare politică sau indiferent de mass media, indiferent de afinități, simpatii sau antipatii. Absolut. Pentru că dacă muncim toți în aceeași direcție, cred că vom crește și gradul de management și calitatea managementului și mai ales calitatea vieții. Și o astfel de reformă trebuie făcută. Pentru că formele existente acum nu sunt decât niște forme în care se urmărește asigurarea unor salarii, mai bune sau mai puțin bune, nu mă interesează, dar a unor salarii pentru niște angajați care poate nu se implică atât de mult. Și dacă ați pus puțin dumneavoastră elegant sau ați pus puțină presiune elegant pe primar, e corect. Dar cred că mai corect este să fie presiunea pe cei care sunt direct beneficiari și care sunt direct responsabile ai actului de management. Sunam puțin mai devreme de domnul Bolojan sau putem vorbi de orice alt primar. Au făcut un lucru care trebuie să-l facă orice decizionar și care și la dumneavoastră în redacție sigur este la fel. Managerul nu se îngroapă în hârtii ca să citească documente. Managerul ia 2, 3, 5 decizii. Cele care au substanță profundă trebuie trecute prin Consiliul Local, celelalte sunt decizii de management executiv, iar cei care răspund nu trebuie să se îngroape în hârtii, ci trebuie să facă doar un referent fundamental și mai departe să fie cu adevărat un stat transparent și minimal. Povestea în care suntem încă în momentul de față în România, cu o birocrație excesivă, cu o administrație publică supradimensionată, este o poveste care nu va putea să reziste la infinit, mai ales în condițiile date. Pandemia, și nu doar pandemia, ne va duce spre o componentă pe care noi am promovat-o în campania electorală și pe care o vom implementa. Digitalizarea, munca la distanță. Munca la distanță va însemna, practic, un raport de activitate nu scris pe hârtie, ci care se va vedea simplu ce a produs fiecare. Dacă vorbeam de producție, acolo clar nu e vorba de muncă la distanță, dar e clar vorba de un produs finit care se poate observa de la un agent economic. La fel și pentru cei care sunt în zona administrativă, trebuie să se vadă plus valoarea pe care a adus-o în actul administrativ în favoarea cetățeanului și agentului economic. De aceea, spun încă o dată, digitalizarea și cu o reformă va trebui implementată în care fiecare să aibă parte de un salariu bun, pentru că nu sunt adeptul ideii de a avea salarii mici, dar salarii motivante, care să motiveze și omul să producă pentru ceea ce câștigă. Bun, haideți că vreau să discutăm punctual niște lucruri. Se vorbește despre mărirea taxelor și impozitelor. Se vorbește despre faptul că, vezi, Doamne, vine o apocalipsă economică în urma guvernării PNL. Guvernarea PNL are cât? Are un an de zile. Un an de zile, da? Ce s-a întâmplat în acest an de zile? Sunt lucruri pe care le vede orice om obișnuit și orice om cu bună credință ancorat în realitate. În acest an de zile, să o luăm pe rând, dacă eu și vorbeam puțin mai devreme de fonduri europene, am deblocat situațiile și am reușit și am ajuns la un grad de absorție foarte bun pentru ca fondurile europene, să nu fie pierdute de statul român, de România. Asta este o realitate. Pentru că cei care spun despre o guvernare apocaliptică, cum a spus dumneavoastră, ori sunt de rea credință, ori nu au nicio legătură cu situația reală. Ori sunt ambele la un loc. Sunt, poate, astfel de oameni care au ținut România 4 ani de zile blocată. Dacă este să vorbim despre ideea de debirocratizare și despre o transparentizare a deciziilor și a ceea ce înseamnă funcții publice depolitizate. Acest lucru s-a întâmplat în acest an. Poate și Partidul Național Liberal a avut pe aici, pe acolo, câteva mici greșeli care le-a remediat. Dar în acest an de zile
tot ce a făcut Partidul Național Liberal și Guvernul PNL a fost prea a debirocratiza și a duce direcția aceasta cât mai departe, dar și a depolitiza administrația. Dacă este să vorbim despre mediul de afaceri, atunci, da, ne confruntăm cu o criză pe care orice guvern era o avea. Mai mult decât atât însă, guvernul PNL a făcut câteva lucruri importante. A ținut în prima parte a anului lucrurile foarte bine sub control, a avut în același timp puterea să găsească soluții pentru a veni cu măsuri de compensare pentru cei care au avut pierderi și vor veni în continuare măsuri de compensare, indiferent de sectorul de activitate, a venit în a doua parte a anului cu măsuri complementare pentru măsurile adoptate în prima parte a anului și în felul acesta a încercat să țină economia de piață într-o zonă în care fiecare, dacă și-a făcut un plan de afaceri corect, să fie motivat și determinat de gândul că va supraviețui. Nu este ușor pentru sectorul Horeca, îmi dau seama. Dar și în această direcție, guvernul PNL, domnul prim-ministru Orban, a luat măsuri concrete și a venit spre a-i susține și va veni în completare. Cel mai important lucru pe care vreau să-l subliniez este că, în ciuda acestei crize în România, măsurile luate au generat o protecție și un grad de a proteja populația ridicat. Uitați-vă la țări precum Franța, Italia, Spania, care au sisteme sanitare mult mai performante decât noi. Au avut și în primăvară și acum probleme mult mai mari. Guvernul PNL a reușit aceste lucruri. Da, nu este ușor, îmi dau seama, dar a reușit. Legat de tot ce a însemnat investiții guvernamentale, cele care au fost începute au continuat, nu a fost oprită absolut nici una și în paralel s-au pus bazele pentru ca anii viitori să înceapă pe investiții necesare și concrete și corecte. Adică într-o prioritate a investițiilor, cred că este important în orice comunitate să avem apă, canal, gaz și după să punem asfalt. Poveștele care erau în acești 4 ani de zile în care se dădeau bani pe asfaltări făcute din birou doar pentru decontări, trebuie să se oprească, pentru că asfaltul trebuie să ajungă într-o comunitate, dar după ce am rezolvat celelalte câteva probleme, apă, canal, gaz, care înseamnă civilizație. Și acest lucru l-a făcut guvernul PNL. Cred că este un an în care guvernul PNL a trecut bine și prin 2 moțiuni de cenzură și prin 2 momente în care, practic, adversarii politici au arătat că n-au forță și nici coerență și este un an în care a arătat că va avea puterea să se construiască pentru că a câștigat alegeri locale pentru a guverna încă 4 ani de zile. Pentru că aceasta va fi formula de guvernare construită în jurul unui guvern al Partidului Național Liberal. Da, eu mă uitam acum pe raportul la un an al domnului Câțu, ministru de finanțe, și vorbește aici despre niște lucruri care lumea nu prea le citește de obicei, dar e vorba de aproape 36 de miliarde de lei investiți în relansarea economiei. Vorbește de aproape 7,2 miliarde de lei pentru investiții în zona aceea salvării locurilor de muncă. Sunt bani mulți care în mod normal nu s-ar fi cheltuit în felul acesta. Dacă n-ar fi fost criza aceasta. Ar fi mers în alte zone. Lucrurile astea poate trebuie explicate mai în amănunt, pentru că una e să guvernezi când ai o situație normală și alta e să guvernezi într-un moment în care tu nu știi foarte bine ce va fi peste 2 săptămâni. Sau poate chiar într-o săptămână. Sau chiar mâine. Și atunci tot timpul trebuie să inventezi, trebuie să te adaptezi. Două obiective importante care sunt în faza de derulare și implementare. Spitalul Regional de la Iași este un proiect care a parcurs pașii corecți necesari spre a fi aprobat și a fost aprobat și de Uniunea Europeană, de Comisia Europeană și va fi construit și pașii corecți realizat de guvernul PNL pentru ca autostrada Unirii Iași-Târgu Mureș să se realizeze și se va realiza. Sunt 2 măsuri mari care s-au întâmplat în acest an de zile. Și de asemenea, aș vrea să subliniez că în ciuda tuturor piedicilor, acest guvern a rezistat și va rezista.
și vine în completare pentru a ajuta și autoritățile locale să treacă mai ușor și peste această criză. Și mai ales un lucru care vreau să-l mai spun. Guvernul PNL în acest an de zile și în anii care vor urma nu a majorat taxe, impozite și nici nu le va majora. Ci din potrivă, că vorbeam puțin mai devreme de un stat minimal, va avea o gândire economică și fiscală astfel încât cetățeanul sau mediul de afaceri să simtă că are o relaxare fiscală care să nu fie sau o fiscalitate care să nu fie împovărătoare și care să-l determine, să-l ajute să respecte relația cetățean, beneficiar, stat, adică să-și plătească la timp. Pe finalul emisiunii vreau să discutăm un pic, un minut, două. Ieri seară dădeam o știre venită, recunosc, în urma unui comunicat emis de PNL, o știre care ar trebui să fie de real interes pentru foarte mulți oameni din zonă. Deci, apropo de posibilitatea de pensionare cu 2 ani mai devreme pentru cei care sunt din Săvinești sau au lucrat, care au lucrat în zona de 8 km în jurul Săvineștiului, parcă așa am înțeles, sau 6, 8 km parcă. Deci, iată, asta este o inițiativă legislativă care se adresează direct oamenilor. Și poate ne spuneți două, trei lucruri despre inițiativa. În primul rând, vreau să subliniez încă o dată că demersurile și munca făcută este a doamnei deputat Mara Calista, care s-a axat și a introdus în această formulă legislativă și platforma de la Săvinești, sau să spun, ceea ce înseamnă platforma de la Săvinești. În al doilea rând, această inițiativă are un scop pe care o să-l detalieze și ea mult mai profund, pentru că este munca ei, este ca și scop de a recunoaște condițiile în care și-au desfășurat activitatea niște oameni și recunoașterea să nu fie doar una formală, ci și una benefică în avantajul lor, dar și nu în dezavantajul statului. Și în al treilea rând, vreau să vă spun că doamna deputată Mara Calista este în continuare în analiză cu mai multe proiecte legislative care să vină pentru ceea ce înseamnă sectorul muncă și asistență socială în completarea legislației, astfel încât beneficiari din județul Neamț să fie în mod real determinat să spună direct: am simțit actul de guvernare sau am simțit munca unui parlamentar. Nu, că am văzut, era vorba de un amendament aici, special pentru zona asta, și este normal să fie așa, pentru că sunt alte zone în țară în care s-au acordat aceste facilități. Aici, iată, s-a identificat o problemă, cam așa văd eu munca parlamentarilor pentru un județ. O felicit pe doamna deputată Mara Calista pentru această reușită. Este a noastră a tuturor, dar meritul sau gândul principal a fost al ei. Bine, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și ne mai întâlnim probabil pe parcursul acestei campanii. Și nu doar. Și nu doar acestei campanii. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Ne vedem sănătoși mâine. Va fi în două părți emisiunea de mâine. În partea a doua o să avem vizita unui ministru care sper să ne dea niște soluții interesante apropo de ce discutam noi astăzi, mai devreme. Cele bune, numai bine. La revedere. Mulțumim. La revedere.